pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Hai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Clienții Smart Bill sunt conectați și își transferă automat documente, cum ar fi facturi sau NIR-uri. Adio muncă manuală, adio greșeli și timp pierdut. Smart Bill, parte din echipa ta. Îți facem cunoștință cu o blondă seducătoare. Ai văzut ce forme are tipa? Arată bine și de la spate. Se îmbracă doar în roșu și are limbaj licențios. Îți face cu ochiul și îți dezvăluie secretul ei. E bun rău la gust. Tenere, gluma-i glumă, bere-i bere.
Bună seara, stimați colegi. Bine ați venit la ediția 461 a dezbaterilor juridice. Astăzi cu o temă foarte interesantă, o modificare importantă a codului de procedură penală. Tema este intitulată cele 120 de zile astrale ale motivării hotărârii judecătorești, în considerarea, în amintirea unei cărți referitoare la orele astrale ale omenirii. Sunt alături de noi astăzi și le mulțumim doamna judecător și profesor Rodica Aida Popa, domnul judecător George Alexandru Lazar și domnul avocat Doru Cosmin Ursu de la Zanfirescu Rafoții Vasile & Partners. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicare și pentru disponibilitatea de a fi împreună în această seară la o dezbatere care probabil că este prima abordare, adică sigur este prima abordare științifică serioasă a unei decizii a Curții Constituționale și a unei legi care au stârnit valori importante în mass media. Și cred că această dezbatere este foarte, foarte utilă. De altfel, aș propune ca să structurăm această dezbatere într-un mod cumva inedit, dacă vreți, să o rugăm pe doamna judecător și profesor Rodica Aida Popa să ne facă o prezentare a chestiunii ca un fel de mini-curs, dacă vreți, nu chiar un curs, dar practic un fel de mini-curs să ne pună în temă, iar apoi să discutăm chestiunile evidențiate din perspectiva judecătorului și din perspectiva avocatului. Dacă sunteți de acord, eu aș vrea cu doamna judecător și profesor să înceapă așa. Bună seara, stimați invitați și stimați auditori din mediul online și mă bucur că am putut să particip la această dezbatere pe o temă extrem de actuală și de maximă noutate. Este un dialog această dezbatere, pentru că ne aflăm într-o dezbatere cu invitați și este mai mult decât un dialog. Eu cred că această decizie a Curții Constituționale 233/2021 și legea 130/2021 este rodul unui dialog real purtat între autoritatea, mai înainte de Curtea Constituțională, cu autoritatea judecătorească, după care a intervenit autoritatea executivă prin Ministerul Justiției, prin proiectul, inițierea unui proiect și unei forme de proiect prin grupul de lucru constituit la Ministerul Justiției pe modificările care decurgeau firesc din decizia Curții Constituționale ca urmare a comunicatului și a liniilor directoare pe care le-a trasat Curtea Constituțională în comunicat, după care a intervenit un dialog între autoritatea legiuitoare și autoritatea judecătorească și nu în ultimul rând, aș spune, un dialog al mass mediei prin redarea unor știri asupra acestor evoluții ale modului în care Curtea Constituțională s-a pronunțat cu referitor la dezbaterile parlamentare în cadrul Senatului și Camerei Deputaților cu privire la adoptarea legii 130 până promulgarea de către președintele României și iată publicarea în Monitorul Oficial a celor două. Prima dată a apărut legea 130/2021 pe data de 12 mai, după care astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial și decizia Curții Constituționale. Deci iată cum un dialog între autorități și societate și iată-ne și pe noi astăzi incluși în această dezbatere, în acest dialog, asupra unor aspecte foarte tehnice de procedură penală care au
care au un impact asupra hotărârilor, motivării hotărârilor, deliberării, redactării și pronunțării hotărârilor judecătorești în materie penală la nivelul sistemului judiciar. N-aș face o prezentare pentru că până la urmă doar aș puncta cam care ar fi aspectele asupra cărora cred că vom interveni cu toți în dialog, pentru că monologul nu este tocmai foarte bun într-o astfel de dezbatere de maximă noutate, dar aș vrea să punctez aspecte legate doar de faptul că aceste norme care au fost declarate neconstituționale de curtea, de instanța de contencios constituțional, referitoare la rezultatul deliberării, la pronunțarea hotărârii, la redactarea hotărârii judecătorești, reprezintă o adecvare la realitatea actuală. Aș vrea să spun că în decursul istoriei au fost evoluții cu privire la aceste dispoziții încă din codul de procedură penală de la 1866, în codul de procedură penală, de exemplu, de la 1936. Nu mi-am făcut un punctaj în fiecare cod de procedură pe fiecare epocă istorică, le-am dat doar cu titlu exemplificativ și în cursul dezbaterilor am să mă opresc să fac legătura între aceste reglementări care aveau aspecte legate de pronunțare în ședință publică și cu sancțiuni pentru nerespectarea acestor dispoziții. Și vechea reglementare, pot să spun, deci actualul cod de procedură penală anterior deciziei Curții Constituționale, care a avut un standard cu privire la deliberare, redactarea hotărârii și pronunțarea în ședință publică, și iată acum legiuitorul care a amendat aceste dispoziții, adecvându-le deciziei Curții Constituționale, care, vreau să subliniez, că decizia 233/2021 reprezintă o solidă și foarte atentă analiză asupra neconstituționalității textelor care au făcut obiectul excepției de neconstituționalitate cu normele constituționale. Și dincolo de aceasta, Curtea Constituțională a făcut un examen riguros asupra conceptelor de deliberare, asupra conceptului de motivare a hotărârilor judecătorești și pronunțarea acestora pe mai multe considerente. Dar ceea ce cred că este foarte, foarte important este armonizarea cu dreptul european. Sigur, Curtea Constituțională a României de regulă face motivări cu referire la jurisprudența Curții Europene, la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, așa cum sublineam într-o altă dezbatere legată de 70 de ani de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost anul trecut și în care arătam că în hotărârile Curții Constituționale erau făcute, sunt aceste mențiuni legate la dreptul european. De data aceasta, Curtea a extins un pic și a făcut referiri la avizele Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, respectiv la avizul 11 și 13, și arătând acolo aspecte foarte concrete, și în plus a făcut, cred că, nu știu dacă e prima dată, dar în orice caz o atentă activitate de cercetare, și subliniez acest lucru, asupra codurilor europene cu privire la dispozițiile referitoare la deliberare, la motivare, la pronunțarea hotărârilor judecătorești pe mai multe considerente, și am să subliniez la momentul oportun acest aspect. Deci este o muncă de cercetare care vine să rafineze activitatea Curții Constituționale în sensul activității Curții Europene a Drepturilor Omului, care și ea la rândul său, în anumite hotărâri, face această activitate de muncă de cercetare asupra legislației din perspectiva, evident, al drepturilor interne și al jurisprudenței CEDO. Dar Curtea Constituțională de data aceasta face o analiză foarte atentă a
normelor din coduri de procedură din state ale din state europene și desigur a ajunge la concluzii foarte aprofundate asupra neconstituționalității și și mai multe funcții pe care le are hotărârea judecătorească, dar o să mă opresc la momentul respectiv când o să fie cazul. Pornind de la considerentele deciziei Curții Constituționale, legiuitorul, într-un mod fericit, a venit și a reglementat într-un mod suplu și dispoziții care exced, care sunt în afara declarării neconstituționale de către Curtea Constituțională. Mă refer la dispozițiile art. 391, dar 391 din codul de procedură trebuie să-l vedem în logica dispozițiilor 400, 401, 405, 406 din codul de procedură penală și considerentelor curții. În ceea ce privește articolul 391, pentru că în el se face și referirea la cele 120 de zile de redactare ale hotărârii ca termen maxim până la care poate fi redactată hotărârea în situațiile cauzelor judecate în primă instanță și în apel, pentru că și aici Curtea Constituțională a fost foarte precisă a arăta care este sfera sa de analiză și până la urmă care este obiectul și cauzele care se circumscriu dispozițiilor care sunt declarate neconstituționale. Legiuitorul a făcut o reglementare unitară, dând relevanță deciziei Curții Constituționale în dispozițiile art. 391, când din legea 130, evident pe 2021, când în aliniat 1 a dat această unitate de reglementare. Deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor. Deci toate aceste trei concepte le-a avut într-un mod unitar, ca urmare a considerentelor 46, 47, 50 și 51 din decizia Curții Constituționale. De asemenea, ulterior a făcut distinții legate tot de considerentele Curții Constituționale între cauzele care, sigur, comportă aceste termene de redactare mai lungi și cauzele în care se întocmește minuta și care este și redactarea hotărârii și pronunțarea și semnarea hotărârii în situațiile acestor cauze și bineînțeles corelările cu alte dispoziții de procedură penală. Dar o să ne oprim pe rând. Ceea ce am vrut să spun că este că această reglementare actuală prin legea 130 pe 2021 este adecvată realității și practicii care au generat invocarea unei excepții de neconstituționalitate care a fost admisă de Curtea Constituțională și armonizarea cu normele europene. Fără să negăm însă, nu trebuie să aruncăm la coș toată reglementarea anterioară, pentru că o lungă perioadă de timp, deci chiar anterior dispozițiilor codului de procedură penală de la 1 februarie 2014 și anterior, deliberarea și motivarea hotărârilor era făcută în această manieră și care, sigur, a fost considerată constituțională la acel moment. Deci aceste evoluții trebuie să le vedem din perspectiva realității, impacturilor, drepturilor fundamentale ale părților în cadrul procesului penal, nevoia de transparență, nevoia de eficacitate a hotărârii judecătorești și a percepției până la urmă autorității judecătorești sub aspectul acestei autorități care este mediată, este o autoritate care este transferată către părți prin motivarea hotărârilor judecătorești, este silogismul judiciar, metodele de interpretare, limbajul folosit, toate acestea vin ca să vin în întâmpinarea conștientizării de către părți a raportului juridic de drept penal
a raportului juridic de drept procesual, care au fost soluționate în primă instanță și, sigur, deschizându-se calea posibilității exercitării căi ordinare a apelului sau, dacă a fost cauza în apel, deschiderii posibilității în cazurile limitativ prevăzute de lege la căile extraordinare de atac. Eu aici am vrut să mă opresc, doar să punctez aspectele legate de reglementare care vine să fie într-adevăr efectivă și reală și necesară în această etapă. Și, bineînțeles, am să fac comentariile de rigoare în detaliu asupra atât a deciziei cât și a normelor folosite de către legiuitor. Mulțumesc. Apreciați că decizia și legea așează lucrurile mai bine, adică clarifică lucrurile, sau ar putea exista voci care să considere că, dintr-o anumită perspectivă, nu că mai mult au stricat, dar că apar, adică s-a rezolvat o chestiune și apar încă cinci. Vi se pare că aduce limpezime această soluție? Pare că da. Vă întreb pe toți speakerii. Bună seara, voi lua eu cuvântul. Bună seara, în primul rând mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc de acasă sau de la birou. Referitor la întrebarea dumneavoastră, cred că pe de o parte decizia Curții Constituționale și reglementarea prezintă noutate față de ceea ce deja este o chestiune bine încetățenită în practica judiciară, cu care s-au obișnuit atât justițiabilii cât și magistrații și avocații, toți participanții la actul de justiție, așa încât reprezintă momentan o schimbare de optică și cred că va dura un pic, va dura o vreme până când toate lucrurile se vor așeza foarte bine. Este posibil să mai apară pe unele aspecte practică neunitară, este posibil să mai apară împiedicări în interpretarea textelor de lege, dar cred că lucrurile în mare parte sunt destul de clare. Cred că ipotezele în care schimbările majore au operat sunt clar prevăzute de codul de procedură penală și atunci cred că pentru majoritatea situațiilor practica judiciară n-ar trebui să întâmpine dificultăți majore. Însă în ceea ce privește unitatea și limpezimea, s-ar putea ca acestea să apară pe măsură ce decizia și reglementarea este aplicată în timp. Totuși e o schimbare de paradigmă atât pentru magistrați cât și pentru toți ceilalți participanți la actul de justiție. Și din perspectiva avocaților, dacă îmi permiteți să pun punctul de vedere, este salutară această schimbare de optică. Evident că o să vedem în ce măsură orice modificare legislativă este perfectibilă în acord cu problemele pe care modul de interpretare al legislației este adus în atenția practicienilor. Până la urmă, ceea ce s-a desprins din acest context, că până la urmă discutăm de un context care a pornit de la un caz mediatizat, din punctul meu de vedere, cazul colegului nostru Robert Roșu, acel caz în care aveam o soluție de achitare la fond și ulterior o soluție diametral opusă de condamnare la o pedeapsă cu executare, în care respectiva persoană s-a trezit că se duce să execute o pedeapsă în baza unei minute, practic fără a cunoaște care sunt considerentele acelei hotărâri diametral opuse. Evident că... Scuze, doar o mică intervenție, dar trebuie să precizăm că, pentru cei care nu sunt specialiști în penal, că decizia Curții Constituționale n-a avut în vedere acea speță. E vorba de o speță de la Curtea de Apel Mureș și altceva. Au fost discuții publice, într-adevăr, dar speța nu se referă la... Asta discutam chiar înainte de a începe emisiunea. A fost primul termen, să zicem, într-o cauză cu obiect similar, aflat pe rolul Curții Constituționale a României. Eu cred că Curtea Constituțională a simțit contextul public și a venit cu această schimbare de optică, pentru că este practic prima situație în care avem o decizie a CCR care a mers practic în paralel cu o
inițiativă de modificare legislativă și iată-ne că am avut situația în care legea s-a modificat chiar înainte de apariția monitorului oficial a deciziei Curții Constituționale a României. Deci lucrurile au mers în acest context, așa cum spuneam înainte, mediatizat, în care, repet, opinia publică era, în opinia publică se exprimau diferite păreri, păreri care nu puteau fi puse și examinate de către un justiciabil, neavând cunoștință de motivarea acestei hotărâri date de instanța de apel. Între timp a apărut și motivarea instanței și aici se închide practic dezbaterea în opinia publică. Sigur că o să rămână chestiuni în care unii o să se poziționeze în contra motivării sau în acord cu acea motivare, dar ceea ce este important este că în modul de administrare a actului de justiție anterior deciziei CCR, anterior apariției legii 130/2021 și anterior apariției acestui, aș putea spune, dezbateri care a împărțit opinia publică, eram obișnuiți, da, ca punerea în executare a hotărârilor definitive să facă chiar înainte de apariția considerentelor acestea. Din această perspectivă, din punctul meu de vedere, faptul că beneficiem de la această condiție, așa cum spuneam,